Salutare și bine te-am regăsit la un nou tutorial. Sunt Raul și astăzi îți arăt 9 trucuri pentru a avea un calculator mai rapid în 2023. Tutorialul este valabil atât pentru Windows 10 cât și pentru Windows 11. Haideți să începem. La numărul 1 căutați Core Isolation în bara de căutare și aici aveți Memory Integrity. Setați această opțiune pe OFF. Aveți grijă în momentul în care ați setat această opțiune pe OFF, se dezactivează și Hyper-V. Ce se întâmplă în momentul în care păstrați activă opțiunea, dacă sunteți gamer, dacă deschideți orice aplicație, se va testa aplicația sau jocul într-un mediu virtual, iar abia apoi este lăsat să treacă, dacă este sigur. Asta înseamnă că veți avea mai puține FPS-uri în jocuri dacă Memory Integrity este lăsat activ acest serviciu. Deci, Dezactivați Memory Integrity din Core Isolation. Haideți să mergem la numărul 2. Pentru trucul cu numărul 2, scrieți în bara de căutare Windows Search Settings, deschideți această fereastră, iar aici aveți grijă să fie bifată prima opțiune la Find My Files, opțiunea Classic, nu Enhanced. La Classic, căutarea se va face în folderele Documents, Pictures, Music și Desktop în modul default, dar de aici puteți să customizați locațiile unde se face căutarea. Mai jos aveți anumite foldere unde, care sunt excluse din căutări. Dacă bifați Enhanced, se vor consuma mai multe resurse din calculator, iar dacă folosiți un laptop, acesta va trebui să fie conectat la o sursă de curent. Pentru numărul 3, dezinstalați OneDrive. Dacă îl folosiți, ignorați acest pas, dar dacă nu îl folosiți, nu are niciun rost să îl lăsați să ruleze pe sistemul de operare, pentru că consumă, este un serviciu care este mereu activ, consumă resurse, încearcă să sincronizeze fișierele cu cloudul. Dacă nu folosiți OneDrive, îl dezinstalați, mergeți în bara de căutare, scrieți OneDrive și apăsați Uninstall. În acest fel ați scăpat de acest serviciu, această aplicație care nu o folosiți s-ar putea să revină aplicația cu următorul update pe care îl faceți sistemului de operare și va trebui să îl dezinstalați din nou. Haideți să mergem mai departe. Pentru trucul cu numărul 4 vom intra în servicii, iarăși folosim bara de căutare, scriem Services, deschidem, și mergem uh, și căutăm două servicii pe care trebuie să le dezactivăm. Primul serviciu pe care îl dezactivăm este Connected Users Experiences and Telemetry. Vedem că rulează în acest moment. Trebuie să dăm dublu click pe el. Mergem uh, la Startup Type, dăm Disabled. Acum dăm Stop, dăm Apply și apoi OK. Următorul serviciu pe care trebuie să-l dezactivăm este Distributed Link Tracking Client dublu click, alegem de la Startup Type Disabled, la fel ca și dincolo, apoi îl oprim, alegem Apply, OK și totul este în regulă, mergem la următorul truc. La numărul 5 avem opțiunea Defragment and Optimize Drives, această variantă este valabilă atât pentru hard disk cât și pentru SSD-uri. Atenție, la SSD-uri va trebui să alegeți varianta Trim SSD, nu trebuie să defragmentați SSD-urile. Este optimizarea programată activată. Este setată o dată pe săptămână. Pentru utilizatorul Windows normal este foarte bună această presetare, dar, în schimb, este o problemă pentru gameri. S-ar putea să interfereze această optimizare cu timpul în care faceți gaming. Deci, pentru gameri, eu aș dezactiva această presetare, această optimizare programată, dar aș face optimizarea totodată pe săptămână, dar într-un moment în care nu fac gaming, într-un moment în care calculatorul este în repaus și îmi permite să facă această optimizare. Pur și simplu alegeți hard sau SSD-ul și apăsați Analyze sau Trim, depinde ce aveți, hard disk sau SSD. Dar pentru utilizatorul normal, cum am mai spus, această presetare este foarte bună. Odată pe săptămână se va face optimizarea discurilor de la voi din calculator. Aici, dacă folosiți mai multe discuri, puteți să selectați fiecare opțiune în parte și să faceți optimizarea pentru fiecare disc în parte. Mergem mai departe. La trucul cu numărul 6, scriem în bara de căutare power și alegem Choose a power plan. Aici depinde ce folosiți. Dacă folosiți un laptop pe baterie care nu este conectat la o sursă de alimentare, Alegeți primul plan Balanced și haideți să facem o singură schimbare aici. Repet asta dacă sunteți pe baterie, pe un laptop cu baterie. Mergem la Change Advanced Power Settings și aici avem uh, opțiunea Turn Off Hard Disk After. Este presetat la 20 de minute. Scriem aici 0 pentru ca hard discul să nu fie oprit deloc. Alegem Apply și OK. Asta ar fi singura opțiune pe care ar trebui să o setați la planul Balanced dacă folosiți laptopul pe baterie. Dacă folosiți un desktop sau laptopul este conectat la o sursă de alimentare, mergem aici la Show Additional Plans și alegeți High Performance. În momentul în care ați ales High Performance, calculatorul vostru se va mișca mult mai bine, dar va consuma mai mult curent. Haideți să mergem mai departe. Pentru trucul cu numărul 7, scriem în bara de căutare performance și alegem Adjust the appearance and performance of Windows. De aici nu lăsăm Windows să aleagă ce este mai bine pentru calculatorul nostru, pentru că de obicei Windows face uh, greșit acest lucru. Alegem noi și alegem a treia opțiune, Adjust for Best Performance. De aici puteți activa anumite setări de aici dacă le vreți dar în principiu este bine să le păstrați toate dezactivate, se renunță la acele animații din Windows, la acele chestii care consumă resurse, veți vedea o îmbunătățire foarte mare după ce aplicați această setare, mai ales dacă aveți calculatoare puțin mai vechi. După ce ați ales a treia opțiune, apăsați play ok și veți vedea o îmbunătățire. Pentru trucul cu numărul 8 nu prea am ce să vă arăt acolo pe desktop, așa că vă voi plictisi cu fața mea așa pe întreg ecranul. Este vorba despre o scanare săptămânală cu malware bytes. Am tot povestit în tutorialele mele despre malware bytes, v am arătat de unde să descarcă. Dacă nu știți încă, dați o căutare pe Google, iar primul rezultat ar trebui să fie anti-malware-ul malware bytes. Există varianta gratuită, o instalați, iar apoi aveți opțiunea să setați acest malware byte să nu pornească odată cu Windows, dar va trebui să-l porniți voi cel puțin o dată pe săptămână și să faceți o scanare completă calculatorului. Este de ajuns acel malware bytes pe care îl folosiți împreună cu Windows Defender. Windows Defender este antivirusul care vine preinstalat în Windows și pe care vă sfătuiesc să îl folosiți. Mare grijă dacă aveți calculatoare uh, cumpărate construite gata din magazin, de exemplu Dell sau HP, ele vin cu o grămadă de soluții antivirus preinstalate. Dezinstalați acele soluții antivirus pentru că sunt deja acolo. Folosiți Microsoft Windows Defender, este un antivirus decent care evoluează cu fiecare update Windows. Dacă folosiți Microsoft Windows Defender împreună cu Malwarebytes, cu un scan săptămânal Malwarebytes, veți vedea că nu sunt probleme cu calculatorul, se va mișca foarte bine, cel puțin nu veți avea probleme cu malware și cu virus. Și dacă tot sunt aici în full screen, vă rog să nu uitați butonul de subscribe, butonul de like, ajută foarte mult uh, acest canal. Haideți să mergem la următorul truc. La trucul cu numărul 9 povestim despre programele care pornesc odată cu sistemul de operare. Vedem ce putem dezactiva, cum vedem acele programe. Dăm un click dreapt aici, jos pe Taskbar, alegem Task Manager, iar aici alegem Startup Apps. Apropo de Microsoft OneDrive, ce vă spuneam mai înainte, vedem că este activ, este setat să pornească odată cu sistemul de operare, iar impactul este destul de ridicat. După cum vă spuneam, este un serviciu care este activ pe calculator, iar dacă nu îl folosiți, trebuie dezactivat. Îl selectez de aici și apăs Disable. Cortana văd că este dezactivat. Microsoft Teams iarăși îl voi dezactiva. Și cam atât. Vedeți ce programe aveți acolo setate să pornească odată cu Windows-ul, iar dacă nu aveți nevoie de ele, atunci dezactivați-le. Puteți folosi acele programe pe care le-ați dezactivat de aici, oricând, după ce sistemul de operare a pornit. Acesta a fost tutorialul de astăzi. În continuare, dacă vrei să vezi un alt tutorial interesant, ai aici videoul. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei, te-am salutat!